Seara, vă spun din nou la emisiunea Teologia în Actualitate, o emisiune care discută despre învățătura creștină adusă în contextul vremurilor noastre, dar și despre resurse creștine pentru aceste vremuri. În studio, împreună cu pastorul Daniel Stoica. Uh, doresc să vorbim despre noua carte pe care a publicat-o, și anume 134 de ani de mărturie baptistă, istoria Bisericii creștine Baptiste din uh, Cermei. Uh, Daniel, bine ai venit și mă bucur că Mulțumesc. ai uh, mai scris și tipărit încă o, o carte. A câte carte este? Uh, dacă am luat cronologic, ar fi a patra uh, care a apărut uh, neașteptat, aș putea spune având în vedere că deja anul acesta a fost cea cu seminarul Baptist. Într-un mod neașteptat, Domnul m-a ajutat să finalizez și această carte și să pot tipări. De aceea îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru puterea care mi-o dă să scriu și vreau să nu mă opresc aici. n ar vrea ca să, doar să de dragul de a scrie, dar ar vrea ca să continuă această lucrare frumoasă. Da, felicitări! Patru cărți, E un lucru mare și cei care scriem știm că a scrie o carte nu e un lucru simplu, așa că felicitări, domnul să te binecuvinteze. Ai scris despre biserica așa. baptistă din Cermei, dar nu știm unde e Cermeiul Despre ce localitate vorbim unde se află? Da, Cermeiu nu este o localitate tocmai foarte cunoscută în nici mintea baptiștilor, nici dacă vorbim în țară. O este o comună destul de mică în județul Arad, la graniță cu județul Bihor, undeva la 68 de kilometri de municipiul Arad. Însă este o localitate cu o vechime destul de mare când privim către Biserica Baptistă din localitatea Cermei. Ce te-a determinat să încep să cercetezi și să scrii despre istoria bisericii din Cermei? Ce relevanță ar avea această istorie pentru ceilalți? Care au fost motivele personale pe care tu le-ai avut și interesul personal pe care l-ai avut în explorarea acestei istorii? Aș merge în câteva direcții. Una dintre ele ar fi. Uh... Vechimia ei, așa cum am spus, este una dintre cele mai vechi biserici baptiste, dacă vorbim de biserici baptiste românești din județul Arad, dar în același timp și maghiară. Vom vedea de ce spun acest lucru. A fost pentru o perioadă și maghiară în localitate, de aceea exista și o biserică baptistă maghiară. În același timp, ceea ce mi-a scos în ce mai mult în evidență și a fost punctul cel mai uh, unic să zic astfel, este clădirea actualmente a Bisericii Baptiste. Poate se poate vedea și chiar și în imagine. Este o sinagogă. Ceea ce face să fie unică în stilul ei în țară este singura biserică baptistă care se adună actualmente într-o sinagogă evreiască. Ceea ce m-a când am venit în zona Aradului, mutat din județul Nedora, din Deva, am venit în zona, am descoperit această biserică și am rămas puțin fascinant de frumusețea sinagogii și am zis, măi, ar fi frumoasă o carte. Atunci era doar un vis, iată că Dumnezeu a făcut din acel vis să se poată înfăptui. Vechime, în același timp unicitatea de care am vorbit că este într-o sinagogă Pasiunea mea pentru istoria baptiștilor Toate au contribuit Dar poate vă întrebați de ce tocmai localitatea aceasta micuță De multe ori cei care vor să scrie o carte caută un subiect căutat Și cermeiul n-aș putea spune că nu este necăutat Că poate s-ar supăra cei din cermei pe mine să zic astfel dar nu este unul dintre punctele foarte să spun căutat astăzi când vezi șermei deja să spun wow, trebuie să citesc. Îmi place mai mult să scoți din ceva care nu se vede neapărat o lumină și ceva interesant și să scoți ceva frumos din ceva care îi zice că nu ai ce să scoți. Este una dintre pasiunile mele să vezi ceva dincolo de ceea ce se vede. Deci înțeleg că au fost cel puțin trei aspecte care au conectat, să zic, cu această istorie a Bisericii Baptiste din Cermei. Pe după primul ar fi arhitectura clădirii Bisericii, care, cum spunea, este unicat în sensul că păstrează clădirea ca sinagogă construită ca și cu scopul întâlnirii în sinagogă. Al doilea a fost, dacă am înțeles bine, faptul că Biserica din Cermei are o istorie nu scurtă, ci istoria aceasta este destul de lungă. Câți ani are 134 uh, anul 134 acesta? 134 de aia titlul cărții este 134 de ani de, uh, ani de mărturie baptistă. Și ai mai spus aici ceva, și anume că îți place să pui în lumină lucruri care Uh, nu sunt văzute atât de mult de, ceea de căutătorii uh, lecțiilor de istorie și ai vrea să pui în lumină aceste lecții și Cermeiul poate fi pus în lumină pentru că are ce uh, oferi. Uh, deci, uh, de ce ar trebui cineva să știe despre istoria Bisericii Baptiste din Cermei? Cumva poate să se suprapune cu ce am spus până acum, dar poate mai sunt și alte elemente care pot fi adăugate. Ca orice altă istorie, cei care scriu și cei care citesc, ar trebui să fim îndemnați de gândul acesta: oare ce au făcut? Oare au făcut bine? Oare au făcut rău? Oare ce putem învăța de la ei? Oare ce am putea schimba din ceea ce au făcut ei? De multe ori, jocul acesta. Se regăsește când mă uit într-o istorie, indiferent de ce biserică vorbim, caut lucrurile forte care le-a avut, lucrurile da. care au fost marcante și lucruri care mi-aș dori și eu în lucrarea astăzi de păstor să le implementez și lucrurile în care poate au ieșuat, și dorința este să nu ieșuiesc și eu în aceleași domenii care au ieșuat. De aceea, cred că asta e unul dintre scopurile care ar trebui să ne marcheze când citim o carte de istorie și în același timp când scriem cărți de domeniul acesta. Deci, cumva, ar trebui, orice mărturie ar trebui să constituie un element de interes pentru noi, pentru că din orice mărturie putem să extragem lecții, lecții care pot să fie folositoare pentru prezentul nostru și pentru viitorul nostru. Aspecte unice, deja am vorbit, nu știu dacă ar mai fi ceva de adăugat aici, faptul că există o clădire cu o arhitectură unică, vechimea, deși sunt și alte biserici mai vechi decât biserica din Cervei, dar și aspectul care nu este cunoscut, mai ar fi și alte aspecte care fac biserica aceasta și lucrarea de la Cermei să fie unică? Ar fi destul de multe. O să încerc câteva să trasez câteva lucruri frumoase pe care cred că merită să le cunoaștem și să rămână în mintea și în memoria celor care ascultă această emisiune. În primul rând, aș vrea să privim la deschiderea fraților baptiști de a colabora când vorbim între baptiști maghiari și baptiști români. Acum, perioada în care încep lucrurile este perioada în care nu vă putem să vorbim de România, vorbim de Transilvania, în care românii și maghiarii locuiau împreună și în cazul de față, în Cermei, au existat atât baptiști români, cât și baptiști maghiari, inițial nefiind că până la momentul convertirii. De aceea, ce mi-a plăcut este colaborarea dintre cele două biserici. Chiar aș putea să spunem, la un moment dat, așa a ajuns unirea celor două biserici. Momentul în care se unesc, și asta mi-a plăcut foarte mult, a fost uh, când dai de necaz, cauți să te unești, să te ajute. Uh, de ce? Pentru că când doi, puterea crește. Uh, vorba proverbului român. Uh, momentul în care s-a pus problema la construcție unei să asta vorbim deja... Uh, în 1887 vorbim de începutul bisericii maghiare, în 1900 vorbim de începutul bisericii române. În 1908, frații maghiari doresc construcția unei clădiri. Până la acel moment, atât românii cât și maghiarii se strângeau într-o casă, indiferent de cine vorbim, aveau o casă în care se adunau, nu aveau o clădire proprie. Frații maghiari se apucă de construcția unei clădiri și ajung la un punct în care își dau seama că nu mai pot să continue lucrarea. Frații români văd nevoia și, sincer, pregătindu-mă și analizând lucrurile, mi-am dat seama de invitație pe care o fac frații maghiari, haideți să ne ajutați și de deschiderea fraților români de a spune, vă ajutăm. Astfel, reușesc într-un an de zile să finalizeze construcția și, în 1909, fac inaugurarea clădirii. Dacă am privit puțin în urmă, am spune poate puteau să reușească și frații maghiari fără ajutorul românilor într-un timp mai uh, lung, dar mi-a plăcut deschiderea din ambele părți. Poate astăzi puțin uh, am devenit destul de închiși. Fie că vorbim despre uh, anumite uh, culte sau vorbim despre anumite etnii, uh, de multe ori suntem respingători. Ceea ce mi-a plăcut și cred că este un lucru de accentuat este colaborarea pe care a existat. Au făcut programe comune. Trebuie menționat faptul că serviciile divine erau atât în limba maghiară, cât și în limba română. Categoric, atât românii și maghiari cunoșteau limbi, ambele limbi, fiind pe teritoriul Transilvaniei, majoritatea știau și limba maghiară și limba română, dar n-au ales doar o limbă și au spus, măi, cântăm și maghiară, cântăm și în română, și exista uh, colaborarea asta, asta m-a fascinat. A dus asta la fuziunea dintre cele două biserici, pentru că aici nu... Am vrea să fiu mai clar. Deci au existat două biserici, una română, una maghiară. Frații maghiari au început să construiască, frații români au venit să-i ajute, au rămas frații români împreună cu frații maghiari, că acest fapt a generat nevoia de a fi două servicii sau a existat o fuziune, frații români s-au integrat și au format o singură biserică. Deci, în 1908 în momentul în care uh, s-au apucat, încă erau două biserici separate. Din 1909, anul în care au început, 1909 uh, s-au unit cele două biserici. N-au mai existat două entități, două locuri de adunare, două servicii, un singur serviciu, un singur păstor. Uh, vorbim de fratele Suci Adam, un cunoscutor foarte bine atât a limbii române cât și a limbii maghiare, era singurul păstor. Mm -hmm care era, să spun, maghiar. De ce maghiar? Pentru că în perioada respectivă era mult mai mulți predicatori maghiari decât cei români. Cei români erau mai puțini și mai ales că frații maghiari, așa cum am accentuat, au fost primii în localitate care au existat de la 1887, au fost maghiari. Abia în 1900, 1800, 1900 au apărut români în ceretare. Da. Deci, ăsta ar fi un prim element de unicitate care istoria acestei biserici îl pune în evidență, și anume colaborarea uh, care uh, s-a arătat depășind barierele Granțele. etnice. Uh, și acesta, acest lucru e un aspect interesant pentru că biserica nu este focalizată și constituită pe baze etnice și este constituită pe baza relației cu Isus Hristos și apropierea oamenilor de Dumnezeu prin Hristos și părtășia care vine din această relație. Ar mai fi și alte elemente care fac această biserică să fie unică, așa? Mai îmi place să accentez încă un lucru, în egală măsură este modul în care au ajuns Evanghelia în, localități, în localitatea aceasta și în general în localități. Atât frații maghiare, cât și frații români au fost evangelizați de cineva uh -huh. care a fost trimit de către o biserică. Vorbind de biserica maghiară în 1887, fratele Laloș Ianoș a venit din Budapesta pentru a evangeliza localitatea Cermei și a adus roade între maghiari. Iar în 1900, din localitatea Talpoș, vine fratele Florian, Gheorghe Florian, trimis de către Biserica Talpoș să evangelizeze localitatea. Și îmi place modul în care bisericile au avut această dorință de a evangeliza mm -hmm. Uh, nu au rămas, au spus, mai dacă avem o localitate noastră, avem păstorul nostru, nu ne merge bine, ne oprim aici. Nu. Uh, ceea ce mi-a plăcut și uh, voi mai accentua poate și în această misiune, este uh, faptul că cei care au venit au mers și au fost gata să spună, mai, da, sunt aici în biserica din Talpoș, dar mai mă duc să mai evanghelizez și în altă parte. Și se naște biserica din Cermei din dorința altei biserici de a naște. Și asta de multiplicare astăzi poate uh, s-a mai pierdut din ea. Avem hmm. o biserică poate mare, spune, măi, e bine, avem servicii frumoase, avem programe frumoase, uh, oare ne mai interesează să facem ucenici în altă parte? Și uh, n-ar vrea să credem că s-a oprit acolo. Însă -și, biserica din Cermei a devenit un punct, uh, inițial era un punct integrat în Cercul Pastoral Talpoș. Pentru că fratele Florian am spus că a venit de acolo. Dar, la, după câțiva ani, după 10 ani de activitatea Bisericii din Cermei, devine ea o biserică care naște alte biserici. Foarte interesant, în jurul Cermeiului a fost multe biserici care, Șepreuș, Șomoșcheș, localități poate cu denumiri destul de ciudate, dar s-a răspândit începând spre Gurba, Ineu, chiar și în rază mai mare. Interesant este o persoană, dacă pleca din biserică, unde ajungea deschide o altă biserică. Foarte interesant. O familie mor morar pleacă din Cermei, ajunge în localitatea Cristian, este lângă Sibiu, județul Sibiu, ajunge în locul acela și nu spune, mai stăm, ci încep să evangelizeze și deschide o biserică. Uh -huh. Spiritul acesta, care a fost unul destul de puternic în vremea aceea, poate ar trebui să învățăm, dacă vorbeam de a învăța, mai avem acest spirit în care să mergi să spui biserica din Cermea a avut ca scop principal evangelizarea. Și acest lucru s-a reflectat și înțeleg prin ceea ce spui, este că s-a reflectat și în istoria bisericii, cei care au primit, au învățat să dea uh, Evanghelia și ei la uh, rândul lor. Da. Uh, am uh, putea identifica anumite etape în viața din, din această istorie a Bisericii din Cermei. Uh, anumite perioade care au fost, că am văzut că în carte sunt menționate și studiate uh, diferite perioade în uh, cadrul acestei istorii. Ca în viață orice om cred că avem naștere, uh, viață, și sperăm că în cadrul uh, Bisericii din Cermei să nu există și moartea. Uh, deși, uh, din păcate spun, există lucruri care au început, s-au și din păcate uh, s-au încheiat. Cazul Bisericii din Cermei este încă trăiește, uh, are 134 de ani și ne ca Dumnezeu mm -hmm. să trăiască cât mai mulți ani uh, aceste biserici și uh, Domnul să aducă suflete prin Biserica din Cermei. Uh, dar există uh, o, un urcuș, un coborâș Cam orice viață, începând de la anul 1900, dacă vorbim de Biserica Românească, m-am focalizat în carte, m-am focalizat mai mult spre Biserica Românească, nu că de cea n-am vorbit, dar începând de la anul 1900 se formează Biserica Română. În anul 1907, înainte de unirea cu frații maghiari, ajunseseră deja la 23 de membri. Am spune, Biserica Română. Română. Deci Biserica Română ajunge de la 0 la. 23 în șapte ani de zile. Ceea ce îi spune destul de fragil. Avem cazuri în care vorbim de mult mai mulți într-un singur an. Acum mă ocup, așa poate fac un anunț. Mai uh, interesant, mă ocup acum de o altă istorie, de istoricul uh, Bisericii Baptiste din Buteni, poate puțin mai uh, uh, sonor. Uh, spuneam că uh, unele localități sunt mai cu sonor, mai unele mai nu. Uh, Urcușul a fost mult mai brusc. În 2-3 ani deja vorbim de sute de persoane. Cazul din localitatea cermei a fost unul, să zic, mai încet. În 7 ani de zile, 23 de persoane se unesc cu frații uh, maghiari, ajung la un număr mai mare. În 1933 ajunge la apogeu, la 100 de membri. Trebuie menționat că deja în anii 1929 30 frații maghiari, majoritatea, au plecat. Au plecat în Budapest, au plecat în Ungaria, rămânând un grup restrâns de baptiști maghiari, rămânând cei mai mulți baptiști români. De aceea, apogeul bisericii din Cernăuți este în 1933, când ajunge în urma a 10 botezări dintr-un singur an să ajungă la cifra de 100 de persoane. Desigur, ăla a fost punctul cel mai mare de număr de oameni, dacă raportăm la numărul de ce un... După ce perioadă? Din 1900, să zic, în 1930, în 30 de ani, ajung la 100 de oameni. Uh -huh. Încetul încetul încep să scadă. Prim, al doilea război mondial afectează, mai mor oamenii, mai pleacă regimul comunist împinge pe oameni să meargă spre orașe și încep să scadă. În 1950 deja ajung la 60, uh, apoi în 60, în, anii, în 1960 ajung deja să ajungă la 50 uh, și tot așa, ajungând în anii 90, deja să ajungă la 38 de persoane. Actualmente numără undeva la 20 de membri biserica din Cermei. Uh, dacă ar fi să luăm... Uh... Din această istorie am, ai spus că unul dintre elementele foarte importante sunt uh, clădirea acestei biserici, uh, elementul de unicitate într-o sinagogă. Cum s-a ajuns să, uh, ca această comunitate de credincioși să se uh, își găsească localul de închinare să fie într-o sinagogă? Trebuie menționat înainte de acest lucru un aspect foarte important. În anul 1942, deci, clădirea bisericii, așa cum am spus, a fost construită în 1909. Înainte de război. Care a bisericii, această clădire și la logă? Nu. Deci, clădirea bisericii, o clădire micuță, o clădire undeva care avea capacitatea de maximă de 100 de persoane, o clădire micuță. Uh, înainte de uh, al doilea război mondial, Uh, clădirea a început să se degradeze. În 1942, uh, pe întreagă uh, în România, s-au închis bisericile din cauza regimului uh, de, uh, condus de generalul Antonescu, uh, din ordinul care a fost dat, s-au închis bisericile. Biserica, devenind un depozit, uh, s-a degradat și mai mult. Astfel, după redeschiderea bisericilor, frații au vrut să se restrângă biserică. În 1945. Da, da. Da, 1945. Au vrut să re, au deschid biserice din nou, au încercat să intre, tavanul căzuse, starea clădirii se degradase foarte mult. Și au stat în cum până ce facem. Interesant este modul în care Dumnezeu deschide ușile trebuie menționat, odată cu închiderea bisericilor, a existat o persecuție destul de mare împotriva evreilor, tot ce înseamnă holocaustul, evreii au fost alungați, uciși. În localitate n-au mai rămas evrei decât un număr foarte restrâns. Acel grup care a mai rămas de evrei înainte, de, în a, înainte să plece, au scos la vânzare sinagoga. Clădirea sinagogii, foarte interesant, n-a fost folosită în alt scop, ci a rămas Uh, interesant fiind nefolosită și nedegradată. În anul 1945, când frații baptiști vreau să intre în biserică și n-au mai putut de atărită uh, distrugerii clădirii, au spus ce facem. A apărut această variantă bună, scoaterea de vânzare a sinagogii și frații au fost puși în situația în care se spună ce facem, o cumpărăm sau o renovăm pe a, -a noastră. Clădirea sinagogică, cea care este și în imagine, a fost una mult mai mare și sala bisericii înăuntru este o sală mult mai încăpătoare, cu dotări mult mai bune. De aceea, frații au făcut eforturi mari. Și poate astăzi noi nu înțelegem atât de bine eforturile acestea, dar au fost eforturi foarte mari. Să cumperi o astfel de clădire. Suma care se ridica atunci a fost 5 milioane de lei. Acum, desigur, alt curs valutar a fost atunci, altfel erau banii. Dar ca să strângă banii respectiv, oamenii au trebuit să vândă nu doar animale, ci unii și-au vândut terenuri pe care le aveau pentru a strânge suma respectivă, a plăti evreilor și a cumpărat sinagoga. De aceea, din anul 1945, în toamna anului 1945, reușesc să cumpere clădirea și, în acel moment, se strâng în noua clădire. Uh, și clădirea aceasta nu a mai suferit prea multe modificări. S-a păstrat așa cum a fost ca și sinagogă. Uh, Au fost ceva modificări făcute în cadrul clădirii. Absolut nici structura de lemn, și astăzi există înăuntru. Balconul care a fost, normal, sinagoga avea o altfel de structura decât cele de biserici de astăzi. Femeile aveau voie doar în balcon, doar bărbații aveau jos voie. Altfel structurată era sinagoga, dar frații baptiști, îmi place acest lucru, de obicei astăzi nu mai avem acest lucru să păstrăm, i-au păstrat. Chiar și în spatele amvonului există două uși. Uh, care dau un, ca un fel de dulap cu steluțe în care erau puse Tora pe niște uh, setare și astăzi există și acel loc, n-a fost distrus frații au spus, măi, încercăm să păstrăm tot și tablele legii de sus, uh, după renovarea, cum este renovată, uh, au fost lăsate tot Tora este... nu mai este acolo nu uh, Nu mai este deci, uh, vă dați seama, în anul 1942 când s-au închis, evreii au fugit au fost uh, furate uh, evrei au fost jefuiți n-a mai rămas legat de aceste lucruri. Cum a supraviețuit biserica în perioada comunismului? Ca orice altă biserică greu. <laughs> Reglementările, păstorii care au fost, de multe ori au suferit să le fie luate carnetele, frații au trebuit să descurce de multe ori aproape singuri. Păstorii care erau, erau un număr foarte mic. Cei care au slujit aveau câte opt 10, 12 biserici. Vă dați seama de câte ori putea să ajungă în fiecare biserică. Vremuri grele a venit peste cermei și din punct de vedere al oamenilor. v am spus, comunismul a încurajat ca oamenii forța de muncă să plece către orașe. Satele erau lăsați minimul necesar să lucreze pământurile, iar restul erau duși la firme, la întreprinderi, și astfel numărul celor care plecau din biserică era tot mai mare de la an la an. Lăsând biserica din cele destul de or, dese ori, deseori descoperită. Dar au existat oameni care au rămas și au slujit și în aceste perioade. Și aș putea spune, au fost perioade mult mai grele. A, aș putea spune chiar după apogeul din anii 30, a fost perioada anilor 40 cu greu, cu închiderea bisericii. Comunismul a făcut o, o apăsare și mai grea. Asupra bisericii din Cermei. În carte, ai vorbit despre perioada de aur a bisericii baptiste din Cermei, 1923-1939, și ai menționat câteva aspecte care au făcut ca această perioadă să fie de aur. Da, în primul rând am spus uh, numărul botezurilor care s-au făcut în perioada aceasta, a fost și mai multe. Anume, 10 botezuri. Ele se făceau în râurile Teuz oamenii veneau și erau botezați. Foarte interesant, numărul de celor care se botezau era mult mai mare, dat fiind că toate celelalte localități din jur, fiind Biserica din Cermei Mamă, veneau la Biserica din Cermei. Astfel erau sărbători și erau boteze 20-30 de persoane la fiecare botez, dar v-am spus, din tot cercul de Biserică Cermei. Apoi, activitatea corului în Florise. În 1921 începuse corul, cu, cu un număr de 20 de persoane, corul se lărgise, începuse orchestra, începuse, toate lucrurile parcă să înflorească în biserică. Tineret mult, întâlnire de tineret. Erau înfloritoare biserica din cermei. Uh -huh. de -aia am spus că a fost perioada de aur, dat fiind că toate evenimentele care au fost în acea perioadă, nunți, binecuvântări, Totul făcea să crească, și totul era parcă bucurie uh, și uh, binecuvântare. În perioada asta de aur menționez că, uh, totuși, n-au fost lipsiți de încercări, și văd aici prigoana copiilor din familie de baptiști. Deci, cumva, s-au bucurat de creșterea bisericii și de dezvoltare, dar uh, sunt și alte elemente care, totuși, creează niște probleme. Uh, despre ce este vorba legată de această prigoană? Uneori când este prigoană, tendința în unele biserici este spre creștere. Când este libertate, n-aș generaliza, dar este un factor destul de important. În momentul în care este libertate, ai tendința să o lași mai ușor. Să spui în regulă. E bine așa. Ne place, e călduț. E bine. Ei, când e puțină prigoană, poate să trezească. N-aș zice că de fiecare dată, că mai există cazuri în care, dacă e prigoană, s-a închis biserica. Dar nu. Cazul din cermei a fost o prigoană destul de mare că e vorba de copii. Și trebuie să accentez lucrul acesta. De ce? Copiii baptiști erau persecutați la școală. Erau deseori ridicularizați rătăciții, fiii pocăiților erau bătuți cu crucea în cap. Uh, datorită faptului că erau altfel. Uh, și chiar uimitor este faptul, privind la notele pe care le aveau, erau, învățau bine. Dar cu toate acestea, uh, sistemul îi împingea uh, pentru că cei care conduceau școala erau din sistemul ortodox. Uh, și n-ar vrea să pun o pată neagră în acest domeniu. Uh, dar uh, copiii fraților baptiști au fost persecutați. Cu toate acestea, mi-a plăcut să zic paradigma aceasta: între prigoană și înflorire. Dacă am luat un eveniment negativ, sau persecuția care a avut loc asupra copiilor, dar care până la urmă a fost contextul în care biserica s-a dezvoltat, ai mai menționat conferința din anul 1935 a Cercului Cermei ca și un eveniment destul de important, din te înțeleg de, 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 din carte. Despre ce e vorba aici cu această conferință? Ceea ce se întâmpla, și nu numai în cercul bisericii din Cermei, s-a făcut o împărțire. Bisericile, ca să poată să funcționeze și să aibă o activitate mai rodnică, bisericile mari luau pe lângă ea, pe lângă ele, mai multe biserici micuțe. Ceea ce era o împărțire bună, nu comunitate. Comunitatea erau și atunci comunitatea de Arad, care era generală, dar în jurul bisericilor mari erau alte biserici micuțe. De ce? Pentru că cea mare să se ocupe de celelalte. Predicatorul lor să mai meargă și în celelalte micuțe, să se vadă de ele. Era un fel de biserici mamă, Ceea ce poate astăzi ar trebui să învățăm la lucrul acesta. Și Cordarea cei care, de, grijă față de de, alte biserici. Mai micuțe, poate care nu-și permit, da. poate să aibă un păstor de sine sătător, poate n-au fondurile necesare, poate să-și renoveze biserica. Putem privi mai multe aspecte. Ei, se făceau conferințe în mai multe direcții. Se făceau conferințe cu tinerii, se făceau conferințe cu păstorii, se făceau conferințe cu femeile, erau, școala, erau, 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 erau societăți, societatea tineretului baptist, societatea femeilor baptiste. Uh -huh. În cadrul conferințelor acestea, cum e și cazul de conferințe din 35, s-au adunat bisericile la oaltă, au avut un invitat care a vorbit. De ce? Pentru ca să stimuleze bisericile spre a evangeliza. Așa cum am sus, atunci accentul era foarte mult pus de a merge. Și de a aduce și pe alții la credința baptistă. Uh -huh. Și uh, în această perioadă de florire am înțeles că este și aspectul acesta de conferință. Uh, mai uh, sunt menționați în istoria acestei biserici și persoane, slujitori, care au avut o contribuție deosebită. Uh, câte ceva despre. Cei care au adus și au adus contribuția și au fost remarcați în slujirea pe care au făcut-o. Încep cu primul slujitor care a venit pe acest teritoriu al localității Cermei. Vorbesc de un frate maghiar, Laloșanoș, uh, unul dintre mari misionari pe care a avut uh, cultul baptist, de care poate nu se vorbește atât de mult. Dar care s-a interesant s-a botezat deodată cu un alt mare baptist, de care se vorbește foarte mult, ceea ce spuneam încă de la început. Este vorba de fratele Mihai Cornea. S-a botezat deodată la Salonta, Ambei, ambii s-au botezat împreună cu soțiile lor, ambii și-au început activitatea, fratele Cornea s-a orientat pe tot, pe toată zona, fratele Lanoșianu își, își, își lua câte o zonă. El nu era ca și fratele Mihai Cornea să meargă și aici să facă un botez, să și aici să facă un botez. Nu, la și Iannos își lua câte o zonă, o misiona, deschidea o biserică, mergea în altă zonă, se muta în altă zonă, deschidea o biserică, iar mergea... Fiecare a avut roluri diferite. De aceea, primul pe care l-aș nu, e la după care, după el, aș vorbi de Mihai Cornea, n-aș putea să locolesc, pentru că a făcut primele botezuri în localitatea Cermei. La nu se ocupa de botezuri. El era doar misionar, Evangheliza oameni, îi aducea la credință, fratele Mihai Cornea venea pe urmele lui și boteza roadele pe care le aducea din localitățile respective. Apoi, primul păstor de care am putea să vorbim ar fi fratele Sucia Adam. după care după el am putea vorbi de fratele Mara, Andrei, am putea vorbi de fratele Oala, Vram, de Morar Gavril. foarte interesant și aș vrea să mă opresc puțin în dreptul lui, este un fiu al bisericii. Vă spuneam, biserica vie este cea care naște. Naște biserici, dar naște oameni. Naște slujitori. Foarte frumos în contrast cu cartea pe care am scris-o, legată de seminar, ce s-ar fi făcut o instituție ca seminarul fără astfel de biserici care să nască slujitori? Una dintre biserici acestea a fost Cermeiu, Doi slujitori a trimis, deși deci o biserică mică. Nu vorbim de o biserică uh, gen uh, Golgota din București. Mare. Sau Speranța din Arad. Nu, vorbim de o biserică cu o ță micuță, cermei. Doi slujitori. Uh, vorbim de Morar Gavrilă și vorbim de Mara Cornel, care ajunge să fie un om mare al lui Dumnezeu, președinte al cultului. Poate dacă... Poate vă și amintiți de el din perioada comunistă. Uh, se tras, trag din cermei. De aceea, numele pot să continue mult, Supariu Ștefan, vorbim de Teodosiu Victor, și de alte nume care au slujit această biserică. Nu vorbim încă de perioada comunistă, că deja sunt foarte mulți păstori să -i amintim pe toți. Acești pastori au avut o pregătire sau uh, unii am înțeles că Morar Gavril a venit din uh chiar din biserică. A fost Făcând luat. seminarul apoi. Făcând seminarul. Și doar Când păi. se în biserică. Da. Legat de evoluția în timpul acestei biserici, s a menționat deja câteva etape, s-au menționat deja și cât ceva despre creșterea cantitativă, dar totuși pare că lucrurile merg într-un regres în biserica asta, din punct de vedere cantitativ. Ce? Poți să spui despre evoluția în timpul a bisericii? Da, trebuie să remarcăm cu tristețe aspectul acesta. Astăzi, aș putea spune, este un regres, aș putea spune cam din toate punctele de vedere, dar chiar și local și localitate. Nu mai este localitatea aceea care era floritoare. astăzi este o localitate, aș putea spune, medie, ca și comună. Dar, din păcate, evoluția lucrurilor, așa timpul este că a mers în jos și numeric, poate îmbătrânirea localității, îmbătrânirea bisericii, ceea ce ar trebui să ne dăjduim și să ne rugăm ca Dumnezeu să lucreze în continuare. Este frumos să vezi că există un păstor care locuiește în localitate, care își dă interesul pentru ca lucrurile să meargă. Trăim altfel, alte, alte vremuri acum, în care uh, Dumnezeu lucrează în moduri diferite, în localități diferite. Ne rugăm ca Dumnezeu să lucreze din nou în cermei uh, și cred că Dumnezeu poate să facă minuni în dreptul bisericii. Cele mai cu impact evenimente, și asta, indiferent că vorbim de biserica din cermei, fie că vorbim de alte localități, evenimentele care au fost cu cel mai mare impact au fost potezurile. În jurul actul botezului se făceau evenimentele cele mai mari. De ce? Pentru că era momentul în care, ca și biserică, ieșau din clădirea bisericii. Prea mult ne închidem în biserică și așteptăm ca alții să intre în clădirile bisericii noastre. Ce cel mai bine ar fi și cel mai înțelept ar fi să ieși tu la ei, nu ei să-ți vină la tine. Și de aceea, ceea ce am observat, și o constatare personală, Evenimentele cele mai speciale în dreptul bisericilor baptiste au fost momentele în care au făcut ceva în exterior. Foarte frumos. Biserica din Cermei n-a avut, fiindcă a fost o sinagogă, la avea baptistier. N-au vrut să distrugă arhitectura interioară a clădirii și n-au făcut baptistier. Acturile botezului au fost făcute la râu. La râu Teuz, un râu care trece pe lângă Cermei. Alaiul care se făcea până la râu, Cântarea pe care era făcută pe acel drum aduna oamenii. Păi, ce se întâmplă? <laughs> Și astfel se aduna în jurul fraților din biserică pe malul râului foarte multe persoane. Și nu doar era actul botezului, ci erau programul de la la Z, cântări, cântarea corului, chemau fanfara de prin zone, veneau înfrumusețau programul, apoi era o predică de ținută pe malul râului și apoi era botezul. Astfel, oamenii primeau Evanghelia și cred că evenimentele cele mai măreți au fost în jurul, în jurul botezurilor care se făceau în aer liber. Atunci nu puteai să vorbești de evangelizări pe stadion, dar făceai evangelizare pe râul Teus. Râul, și oamenii care se botezau, îi vedeau toți și spuneau, mă, uite omul ăsta s-a hotărât. Îl vedeai clar, ăsta e. Foarte frumoase erau sărbătorile. Poate asta am pierdut puțin din semnificația aceasta. Acum, cu pandemia, poate ne mai scos puțin din clădiri, regimul, dar cred că ar trebui să înțelegem importanța majoră de a ieși spre exterior. Și evenimentele noastre este nu să așteptăm să vină ei, ci noi să-i căutăm pe ei. Legat de perioada de libertate, după anul 1990. Uh, cum a făcut față Biserica în perioada aceasta de libertate? Pentru că am văzut în comunism ce a făcut și cum uh, a fost viața Bisericii, dar cum uh, s-a apărat Biserica, cum a acționat Biserica sau s-a uh, -a protejat de influențele care sunt astăzi în, în uh, lumea noastră. Ce poți să spui despre perioada aceasta din istoria Bisericii? ca în toate bisericile după anii 90, după 1980-1990, perioada de libertate, lucrurile și-au revenit puțin. Și în localitatea din Cermei, frații au reușit să reorganizeze orchestra, să cânte, au încercat să se implice lucrările cu copiii, cu tineretul și poate au crezut că lucrurile puțin se vor schimba. Dat fiind că localitatea din Cermei nu este pe un drum principal. Să știți, de multe ori mi-am dat seama de aspectul acesta. Uh, localitățile care au rămas și au înflorit fost localitățile care au fost pe drumul, drumurile importante uh, ale legăturii din țară, pe drumul național, drumul național europene, Cele care sunt lăturalnice, cum e cazul localității din Cermen, nu este pe, o, pe o, un drum uh, principal. Este pe un drum lăturalnic. Trebuie să deviezi din drum Astfel, oamenii care au venit să-și facă case, oamenii care s-au venit în zonele respective, n-au fost atât de mulți. Și astfel, biserica din cele s-a putut bucura după 90 de o libertate, în sensul în care a putut să aibă păstorul ei de sine sătător, n-a trebuit să aibă un păstor care să aibă multe alte biserici. A venit fratele mic la Cornel în anul în după 90 a venit fratele Micla, apoi din 2003 a venit fratele Baloc, Ioan, care este și actualmente din 2003. Frați care au contribuit la bunul mers al lucrării, dar nu putem spune că s-au remarcat cu o evoluție foarte mare. Din păcate, contextul n-a ajutat. Deci, cumva, biserica astăzi se află într-o perioadă mai mult de supraviețuire, cu toate că libertatea i-ar oferi șansele de a crește, ce anume din toată această istorie crezi că a făcut ca biserica să rămână pe loc? Care au fost elemente care au ținut-o pe loc și care au fost elemente care au ajutat-o să crească? Ce putem spune despre cauzele care au dus la creștere sau la stagnare? Dacă privim la cei 134 de ani, ceea ce am spus deja și doresc să reamintesc, ce a făcut-o să o crească este dorința de a merge și de a te multiplica. Uh -huh. Poate n-aș putea spune, fiindcă nu sunt din localitatea Cermei, ceea ce ar trebui poate să facă ca și biserică este să vadă care sunt oamenii ținta în bisericii și să meargă spre acel domeniu. Poate o, reimplicare în ceea ce înseamnă evangelizare ar revitaliza biserica din Cermei și nu numai biserica din Cermei, pentru că vorbim astăzi de biserici actualmente care, așa cum a spus, sunt doar pe linia de supraviețuire, cât să nu moară, din păcate, trăim vremuri în care deja trăim vremuri în care biserici mor se închid. Din păcate, suntem generația, spunea cineva, generația celor care închidem bisericile și nu ar vrea să fiu unul dintre aceia, dar dacă nu ne trezim, din păcate, nu va fi foarte înfloritor pentru bisericile noastre. Și ar trebui să învățăm. Și asta ar trebui să remarcăm la slujitorii care au fost înainte, determinarea lor. Trebuie să menționez și poate spre rușine mi-o spun, condițiile pe care le aveau ei sunt condiții mult mai slabe decât le avem noi. Nici la ce de transport, vorbim atunci, n-aveau mașini, n-aveau căruță cu cai, asta era un lux, n-aveau nici măcar bicicletă în perioada de început, da? vorbim în perioada comunistă în care mergeau măcar cu bicicletă, mergeau pe jos. Mergeau din localitate în localitate și erau gata să evangelizeze. Asta, determinarea lor, în condiții mult mai grele, să meargă și să facă. Financiar vorbind, cred că stăm net superior față de ceea ce aveau ei atunci. Și cu toate acestea, poate le-am închis în noi, poate nu mai avem deschiderea aceea, dorința aceea, și asta putem să o vedem în orice istorie, mai ales începuturi. Dorința lor de a merge și de a spune altora. Cred că dacă noi, astăzi, și indiferent de ce localitate vorbim, dacă mergi și spui și altora, nu se poate, din câți le spui, să nu-și deschidă inima careva. De aceea, Dumnezeu să dea înțelepciune, nu doar pe solul. Știți, aici e altă problemă. Do aștepți doar de la păstor să facă ceva. Și n a vrea să dau vina doar pe păstori din bisericile în care bisericile doar pe linia de supraviețuire. Ci biserica în sine. Cermeiul n-a avut pe vremea respectivă un păstor măreț să zici cineva, wow, ăla au evangelizat localitatea și s-au păcăit oameni. Nu. Ci oamenii simpli au evangelizat pe alții. Asta e ce ar trebui să învățăm și noi. Deci, una dintre lecții este pe care o putem învăța: este exact ceea ce ai spus: ducerea Evangheliei cu orice preț, în orice timp, cu toată determinarea și pasiunea, este ceea ce ar ajuta Biserica să rămână credincioasă lui Dumnezeu, dar în același timp să aibă și continuitate în timp. Pentru că fără evangelizare oamenii se duc. Domnul îi cheamă acasă pe unii, alții poate plecă, pleacă în alte localități datorită mutărilor uh, și aspectelor care țin de muncă și de familie și atunci biserica ar putea să se închidă. Deci continuitatea este un element și credincioșia și în față de Dumnezeu este iarăși importantă. Am mai putea adăuga ceva în concluzie așa, lecții despre uh, care le-ai învățat, le-ai desprins din, uh, din această istorie? Dacă mai este timp, o să spun doar uh, o întâmplare în viața fratele Laloș Anoș. Uh, Evanghelistul care evangeliza fără cuvinte, am spus. Uh, uimitor, nu era un vorbitor foarte bun. Uh, nu avea, uh, să spun, uh, o deschidere atât de mare spre a predica. De aceea, nu ajunge pe, uh, pe vremea cea existau anumite uh, linii care ajungeai ori împărțitor de cină, apoi botezător. Erau anumite lucruri. El era doar misionar. De ce? Pentru că ceea ce făcea el era a evangeliza fără a predica. Și asta ar trebui să învățăm fiecare dintre noi. Ce făcea acest om? Ajungea într-o localitate, se stabilea în localitate, de meserie era armurier. Făcea armament, dar datorită faptului că se muta din zonă în zonă, lucra cu fierul, fierar. Ajungea în localitate, și știu acest uh, detaliu dintr-o mărturie pe care ajunge în localitatea Butei. Interesant. La sfârșitul vieții, în anul 1900, moare, dar în ultima parte a vieții o petrecem în Butei. Și misiunea pe care a făcut-o el a fost una fără cuvinte. A mers în localitate, a început să muncească, oamenii veneau la el și au remarcat un lucru. Seriozitatea lui, Faptul că ceea ce făcea, făcea foarte bine, limbajul lui era unul diferit și mărturia aceasta o putem găsi într-o mărturie a unui ortodox care remarcă lucrurile acestea. Spunea, este diferit decât noi. Și întrebat de ce ești diferit decât noi, ajungea de, din locul acela și provedea pe Hristos. Și în jurul lui, lui s-a făcut o biserică și așa s-a făcut și la cermei, fiindcă el avea o trăire diferită, oamenii s-au apropiat de el și au spus, „Mai vrem și noi să fim la fel ca tine. Și era floritor, deci și puncte de financiar și tot ce, toate puncte de vedere. Deci, datorită faptului că era serios în ceea ce făcea, oamenii văzând că este diferit, avea punctul de pornire de a spune și prin trăirea lui, oamenii sunt toți la Dumnezeu. Da, timpul nostru a cam trecut. Mulțumim mult pentru această prezentare istorică, pentru cartea aceasta. Dacă doriți să o comandați, o puteți găsi la... Personal, perso dacă este la Personal, mine. Daniel Stoica, adresa de e-mail, Daniel Stoica... 91, arond, Vă puteți comanda cartea aceasta. Să nu uităm că această biserică ne aduce înaintea noastră două lecții importante, aș extrage eu pentru mine. Fiecare citind carte poate să scoată mai multe. Unul credincioșia față de Dumnezeu îți asigură și continuitate în slujire ca și biserică. O biserică rămână în picioare dacă este credincioasă propovăduirii Domnului nostru Isus Hristos a Evangheliei Lui. Acest lucru aduce continuitate și mai există uh, ceva ceea ce uh, ai spus în, uh, din perspectiva oamenilor care erau în acea biserică foloseau orice prilej ca să fac Evanghelia Domnului Iisus cunoscută în contexte diferite, construind relații cu oamenii prin diferite mijloace care îi conectau, conectau viețile lor. Vă mulțumesc pentru participare la emisiune. Sper că mai ne vom mai dialoga pe teme istorice și alte teme până vei scrie următoarea carte. Sperăm să nu treacă atâta timp ca să uh, mai facem emisiuni, dar uh, mult succes să-ți dea Domnul în, uh, a scrie despre istoria Bisericii din de Buten, despre care Cred că mulți vor fi interesați pentru că ea este legată de istoria cultului baptist și de istoria Institutului Teologic Baptist din București. Vă mulțumim pentru că ne-ați urmărit și în seara aceasta și fie ca istoria să aducă înaintea noastră acea pasiune pe care înaintașii și noștri au avut, pasiune pentru Dumnezeu și pasiune pentru Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Vă doresc toate cele bune. La revedere! thank